L. Vă recomandă pachetul tehnologic Zeamă Bordeleză Originală și uleiul parafinic Ovipron Top Top. Doamnelor și domnilor, am revenit la ultima parte a emisiunii împreună cu domnii Cornel Stroiescu, Valentin Popa și Vasile Paraschiv, toți fermieri. Am văzut cum stau cu precipitațiile în zonele domniilor lor. Am discutat și despre ceea ce ar trebui să facă legislativul, executivul. Mă bucur că am apucat să dialogăm preț de un ceas cu președintele Comisiei de Agricultură, cu domnul Florin Barbu, pe principalele subiecte ale momentului. Am văzut mai zilele trecute o declarație a președintelui Lapar, a domnului Nicu Vasile, în care domnia sa spunea că ar fi de preferat, sau mă rog, în urma statisticilor, peste 90% din cei care lucrează în agricultură nu au studii de specialitate. Credeți dumneavoastră ca și fermieri că ar fi poate oportun, obligatoriu, sau lucrurile pot funcționa și așa pe mai departe, sau e nevoie de un cadru legislativ în care să aibă acces la zona asta agro doar cei care sunt absolvenți de școli sau facultăți de specialitate? Și tot aici cred că ar fi bine să abordăm și un alt subiect legat de studenții care trebuie să vină în ferme pentru a face practică. Din păcate mai sunt încă situații în care sunt ștampilate, parafate, semnate diferitele adeverințe, iar cei care ar trebui să vină să se școlească, să se perfecționeze, nici nu știu unde e ferma respectivă. Poate că asta ar contribui un pic la educația tinerilor fermieri, dacă tot vorbim de oameni profesioniști, de oameni specializați. Ovidiu, dacă îmi permiți, eu aș vrea să-i transmit lui Nicu Vasile că el bate câmpii de mai multe puncte de vedere. Păi avem la nivel de țară, cred că 70% din fermieri care lucrează suprafețe de 50, 60 de hectare, 30 de hectare, 100 de hectare și nu trebuie să fie mari specialiști în agricultură ca să facă agricultură. La momentul ăsta, firmele de inputuri au ingineri agronomi, specialiști în care vine pe teren, vede cum evoluează culturile, te ajută cu sfaturi, e tehnologie la momentul ăsta, îi trimiți poze din culturile respective. Este, nu știu, cred că el n-a avut de lucru, dar a ieșit în presă să spună așa ceva. În primul rând, pentru că desființarea liceelor agricole, el știe câte licee agricole mai sunt la nivel de țară, știe câți fermieri sau câți tineri se duc către liceele agricole să mai facă studii în agricultură. Poate un copil, un tânăr, nu știu, tata lui este fermier și de la, nu știu, la economie, la altceva, poate îi place altceva, dar pe parcurs, dar el știe agricultură. Văzând la părinții lui, a văzut în câmp cum evoluează culturile, a fost pe tractor, adică a făcut de mic copil. Pentru că eu, exact, eu vă spun cazul meu. Băieții mei au făcut liceele agricole la Fundulea, dar băieții mei, pe tractor știe orice, mai ales și în culturi, știe să semene, să pregătească terenurile. De unde bazaconia asta lui Nicu Vasile cu Laparul lui că tinerii fermieri sau cei, nu neapărat tineri fermieri, sunt și oameni care au undeva de 50 de ani, 40 de ani, 60 de ani, care face agricultură și face agricultură poate mai bună ca Nicu Vasile, care el se crede doctor specialist în agricultură. Nu, haide să nu jignim. Dar nu-l jignesc, dar nu-i de jignire. Omul chiar e doctor în... Nu, foarte bine. Partea asta de agricultură. Foarte bine, eu nu jignesc, doar că Nicu a ieșit pe post și în presă să el acolo a jignit niște oameni care chiar au producții și, adică, și care chiar fac agricultură. Poate spun mai bine ca un agronom. Că oricare, nu numai în agricultură, în orice meserie, din pe zi ce trece, ai de învățat.
chiar și dânsul are de învățat, pentru că tehnologia, pe zi ce trece, evoluează, orice iese un îngrășământ pe piață, un foliar, un erbicid, și atunci și el are de învățat ca și noi. Adică eu, din punctul meu de vedere ca fermier, eu spun că asta este direct o jignire la nivel de țară la toți fermierii. Bun, haideți că se consideră, văd că jignit sau, mă rog, nu știu dacă nu neapărat jignit, domnul Baciu Alexandru spune că e scos din context ce discutăm noi aici. I-am rugat pe colegii din regie să-l sune pe domnul Alexandru Baciu și îl pot încredința de buna noastră credință și nu numai... O să avem un dialog cât se poate de deschis și de civilizat, dacă dumnealui acceptă, pentru că e un subiect, a apărut, au fost multe reacții și am considerat oportun să îi întreb și pe invitații mei din seara asta dacă dumnealor sunt de acord cu afirmația asta a domnului Vasile sau dacă sunt pentru așa ceva. Bun, dacă l-avem pe domnul Baciu, chiar l-aș ruga să mi se alăture dezbaterii. Referitor la această declarație a domnului Nicu Vasile, și eu am o afacere în agricultură. Agricultura e o afacere, trebuie să ai grijă, pentru că vorbeam mai devreme de problemele care se ivesc. Și cea mai mare problemă sunt factorul natural în agricultură. Dar nu înseamnă că dacă nu am avut studii în agricultură, nu m-am apucat de așa ceva, pentru că în România fabricile, pe de o parte, fabricile s-au închis, s-au distrus aproape tot. Da? Dacă eu am ales să fac agricultură, fac agricultură. În sectorul vegetal, în zootehnie, dar asta nu înseamnă că nu mi-am putut angaja un inginer agronom care să coordoneze tot ce înseamnă tehnologie. Asta nu înseamnă că nu mi-am angajat un doctor veterinar la ferma de zootehnică, că nu am un inginer nutriționist pentru furaj și așa mai departe. Nu poți să vii cu astfel că de declarații. Poate cineva în Parlament preia această declarație de bună și venim cu o lege că hai să... închidem pe aia care n-au studii sau să-i facem să facă studii în agricultură. Da? Eu cred, din punctul meu de vedere, ca fermier, ca antreprenor în agricultură, eu, într-adevăr, este o aberație. O astfel de declarație trebuie să fie justificată. Dacă se referă la fermierii mici, pun și ei fac agricultură, dar nu înseamnă că dacă fac o investiție cât de mică sau mai mare, nu se documentează înainte. Și mai ales în ziua de astăzi e simplu. Ai intrat pe internet, vrei să cultivi ceapă, te documentezi pentru că faci o investiție și vrei să produci. Da? Și să vânzi, să ai un venit până la urmă, că nu există altceva în anumite zone ale țării. Da? Referitor la cei care studiază agronomia, da, trebuie să fie o lege unde să există o obligativitate a elevilor de liceu, a studenților care studiază agronomia, să facă practică. Și dăm exemplu că ne-am obișnuit să dăm exemplu, dar e o realitate. Cum este în Germania, din clasa a șaptea, pe fiecare semestru, obligatoriu 2 săptămâni de practică. Obligatoriu. Și nu că merge așa cum spunea dumneavoastră mai devreme, și e o realitate, și eu am fost sunat de diferiți studenți că dacă pot să le pun și lor o stampilă că au făcut practică la mine. Niciodată. Vino să vezi ce înseamnă agricultura. Vino. Chiar am avut o discuție cu Facultatea de Agronomie din Craiova, sunt dispus să plătesc. Da? Să-i remunerez pe acești studenți care vin să învețe. Pentru că în felul acesta ne pregătim noi viitorii noștri angajați, specialiști până la urmă în agricultură. Pentru că dacă îți convine, vezi implicare din partea acelui student sau elev de liceu la finalul studiilor, da, vreau să vii la mine pentru că îmi place de tine, ești bun, te implici și așa mai departe. În felul ăsta trebuie să vedem lucrurile.
da. Bun, înțeleg de la colegii din regie că domnul Baciu Alexandru nu dorește să intervină, a avut doar așa o răbuvnire probabil vis-a-vis de subiectul ăsta. Sunați-l, vă rog, pe domnul Nicu Vasile ca să dialogăm cu dumnealui și să nu considere cineva că suntem părtinitori, că avem diverse partipliuri cu unii sau cu alții. Dacă tot s-a iscat un subiect pe care îl discutăm, e bine să fie toate părțile implicate. Așa e etic, corect, profesional să procedezi, să le dai dreptul la, aș spune, părerea tuturor celor care fac parte din subiectul respectiv. Așa așteptăm să avem opinii și argumente și de o parte și de cealaltă. Dacă vom avea noroc și domnul Vasile va răspunde, vom dialoga cu domnia sa. Noi ne facem datoria că tot i-a fost pronunțat numele aici în emisiune. Da, Ovidiu, vreau să mai intervin puțin. Exact ce spunea și domnul Străiescu, adică un fermier care face o investiție nu-și permite să investească niște bani el neavând studii în agricultură și să piardă afacerea. Îți dai seama că interesul lui este să aibă producții mari, interesul lui este să vândă la un preț bun, adică poate să fie un foarte bun fermier chiar dacă nu are studii în agricultură. Că lăsând toate la o parte, e business-ul lui și e interesul lui să facă agricultură performantă și să aibă producții mari. Și nu neapărat că v-am spus, sunt ingineri agronomi care fac agricultură și se lasă pe mâna mecanizatorilor, se lasă pe mâna angajaților și are producții mai proaste ca unul care lucrează 100 de hectare, 250 de hectare, chiar și 30 de hectare. Am văzut fermieri la nivel de țară în care aveau producții în care rămâneai blocat și nu avea o zi în agricultură studii. Poate avea o clasă sau un liceu de alt profil. Da, în regulă. Vreau să spun. Da. Da. Ziceți, vreau să iau publicitate da, și da. Continuăm. După, oricum, domnul Vasile nu răspunde nici domnia sa și dacă se răzgândește, dacă aude telefonul, dacă vrea să intervină, valabil și pentru dânsul și pentru vicepreședintele la par, Alexandru Baciu, îi aștept aici să își spună punctul de vedere. 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Suntem obligați să oferim mediului, numai să luăm din mediu. Mama natură are o limită și din păcate cine nu iubește natura și lăcrimeze. N-ar trebui să facă agricultură. Bun, am revenit în direct aici la agricultura. Ziceți, domnul Paraschiv, că n-ați apucat să spuneți. Nu știu în ce context a apărut această declarație, dar cum nu se dorește răspune să intre, îmi spun cei din regie, domnul Vasile. Dar nu poți să impui în legislativ ca fermier să poată fi neapărat cineva care a avut, făcut studii de specialitate, adică facultate, pentru că îngrădești dreptul de a profesa. Nu scrie nicăieri că fermierul trebuie să fie inginer agronom. Nu scrie nicăieri fermier, inginer agronom. Scrie fermier, care e un om care are posibilități, unei posibilități bănești, care începe o afacere și poate, așa cum spunea domnul Stulescu, să-și angajeze un inginer agronom. Legat de practică, eu am făcut agronomia și, într-adevăr, se făcea practică în fiecare an, practică la locul acolo în care învățai să mergi pe tractor, luai toate lucrurile care le făceau, trebuia să le facă un adevărat fermier. Dar vreau să vă spun legat de absolvenții de facultate. Păi, nu știu câți din ei vor deveni fermieri, nu știu cât din ei vor avea posibilitatea să-și înceapă o afacere, terminând facultatea, să înceapă o afacere în agricultură. Ei vor merge clar ca angajați la fermieri, în care își va vinde forța de muncă, adică cunoștințele lui de specialitate, fermierului respectiv. Poate din grupul acesta care termină o facultate de specialitate, cei care provin dintr-o familie de agronom, care are deja părinții o afacere și poate să meargă în continuare. Dar majoritatea celor și nici nu, mulți fac facultatea și nu cred că se apucă să meargă în agricultură, se duc în altă parte. Ca să aibă un document. Acum vreau să fac iar o mică paranteză.
din câte am înțeles din declarațiile domnului ministru Chesnoiu, nici dânsul n-a studiat agronomia. Haideți, la cine se referă? Sau făcea aluzii? Sau nu știu ce să mai înțelegem de aici. Mai este o problemă care a fost iară pentru accesarea fondurilor europene. Păi eu dacă n-am studii, da, eu pierd. Da, nu era interzis să nu spui un proiect, dar pierdeai din punctaj. Dacă aveai angajat, pierdeai și atunci, că nu ai tu studii în agronomie. Și știm foarte bine care a avut un document, eu știu, a studiat agronomia, dar nu face agricultură, a accesat fonduri europene pe tânăr fermier, care nu au nimic, da? Băiatul meu, sunt acum subiectiv, da? Are două proiecte, pe tânărul fermier și pe pensiune, chiar face agricultură și după terminarea perioadei de monitorizare, s-a dezvoltat și lucrează și în legumicultură. Da? Dar haideți să nu îngrădim lucrurile astea, haideți să vedem cine a performant, cine poate să facă agricultură, pentru că vin cu anumite justificări, să le spunem așa, că nu știe să aplice pesticidele, îngrășăminte, așa mai departe. Cum spuneam mai devreme, e simplu, intri pe internet și ai toată tehnologia. Cum spunea colegul, vin furnizorii de inputuri și te îndrumă, se face cartarea terenului, nimeni nu este nebun să dea cu mai multă îngrășăminte, mai multe pesticide la prețurile care sunt acum. Și dinainte, că nu erau ieftine nici atunci. Adică, haideți să lăsăm să facem agricultură, să nu îngrădim până la urmă, sunt drepturile noastre ale oamenilor. Dar vă gândiți că declarația asta ar putea duce la... Ar putea influența, pentru că e președintele unei asociații, unei federații. Ar putea, da? Nu, adică consultă înainte dacă e adevărat. Poate e adevărat că nu sunt, da, haideți să sunt mari fermieri din România, da? Care au ferme de mii de hectare. N-au studiat în agronomie, dar fac producții. Au angajat și... Da. Nici eu v-am spus, n-am studiat agronomia. Dar nu cred că n-am performat sau n-am... Investițiile care le-am făcut în agricultură sunt de neluat în seamă. Și mai ales, acum sunt încă o dată subiectiv, sunt pe locul întâi din 2010 pe codul KN111 în județul Mehedinți. Asta înseamnă că taxe și impozite le-am plătit și am făcut și performanță. Dar nu... Da, încă o dată fac apel atât la domnii Baciu, cât și Nicu Vasile, Alexandru Baciu și Nicu Vasile, dacă vor să intre în dialog cu noi, cu dumneavoastră, să clarifice subiectul ăsta, ar fi foarte frumos. Noi îi așteptăm, mai sunt 5 minute. Bun. Poate a făcut o constatare, domnul, o constatare din punct de vedere doar statistic. Fără să facă și poate... Statistic, da. Fără să facă și alte comentarii. N-a intrat, bănuiesc, să comenteze că se fac producții mai mici la cei care nu au studii de specialitate. Nu știu, n-am citit această declarație, dar poate dânsul a făcut-o, să zicem, din punct de vedere astăzi. Că, ați văzut, lui dânsul îi place să creioneze, da, anumite. Ca să cităm declarația domnului Vasile, domnul Vasile mă sună pe mine pe numărul personal. Nu, eu nu pot să-l introduc în momentul ăsta în direct, pentru că asta trebuie să facă cei din regie. Sunați-l, domnul Vasile, că mai avem câteva minute și poate clarificăm chiar cu ajutorul domniei sale să nu spunem vorba aceea lucruri trăznite. Declarația e dată colegului meu Constantin Rudnitski, cel care realizează Agricultura o șansă pentru România, e pe site-ul AgroTV și ce în felul următor. Una peste alta, agricultura este vârful de lance al unei economii. Discutăm de digitalizare, robotizare, de tot ce înseamnă vârf în economia mondială, dar noi am rămas tot la lucrurile rudimentare. Gradul de fragmentare al agriculturii în România se aseamănă extraordinar de mult cu perioada 1907. Știm ce a fost în 1907 la Flămânzi. Eu am rămas surprins să văd pe o statistică de la Comunitatea Europeană că 97% dintre fermierii români sunt non-agronomi. Asta înseamnă că nu știm să facem performanță.
Bun. Aici, adică, deja... ultima frază nu mai trebuia. Da. Și referitor la comasare, fiecare, sau sunt agricultori, sunt proprietari de teren. Bun, da. Domnul Stroiescu, l-avem pe domnul Vasile. Domnul Vasile, greu v-am prins, dar într-un final am reușit. Hai să comentăm un pic declarația asta, că a stârnit ceva valuri și în studio. Am văzut și la colegul dumneavoastră, domnul Baciu, cum, ce ați vrut să spuneți? Știți că era vorba aia, ce a vrut să spună autorul? Da, bună seara, dumneavoastră și invitatul, bună seara, respectați. Eu acum am ajuns acasă, e perioada campaniei, e adevărat, și tot am legat. Eu am văzut această statistică și am rămas chiar surprins la comunitatea europeană, dar din păcate așa este. De ce alergăm? Am făcut un studiu în urma acestei statistici pe care am văzut-o. La nivelul României sunt mai multe locuri în învățământul superior decât în școlile profesionale, atenție, și școlile liceale. Nu se poate așa ceva. Adică să avem mai mulți șefi decât executanți. Și dacă vă uitați pe toate studiile din România, în ultimele 2-3 luni de zile, chiar un an de zile, toată lumea vrea să lucreze de acasă. Asta ce înseamnă? Că toată lumea discutăm de birocrați. Nu degeaba, la nivel național, că am spus 97%. Nu trageți în cel care vă spune statistica europeană, dar de aici aveți văzut strategii. Dar e mult și dacă înțelegem strategii, trebuie să avem totuși oarece știință. Legat de ministru, dar spus că nu are studii de specialitate. Ministrul nu trebuie, el este, ca și un președinte, nu trebuie să fie de specialitate. El trebuie să reprezinte, ca și director general, instituția respectivă la nivel internațional în legătură cu țara, dar iar aici trebuie să mai stăm să mai citim mult, mult, foarte mult. Asta este problema România. România, agricultura României nu creează, nu dă decât 30% din potențialul ei. Cu ce 15 miliarde? Dacă îmi permiteți, da. Pă, dacă nu s-a studiat, înseamnă că de asta nu facem noi agricultură? Haideți să luăm altfel lucrurile. Haideți să vedem de ce nu avem investiții, de ce nu ne sprijină băncile. Atenție, eu nu discut de o persoană sau de cealaltă. Eu discut de a face performanță. Atâta tot. Nu am nimic cu nimeni. Ferească Dumnezeu. Deci nu este de vine tânărul care a terminat o facultate. Îmi vine în minte un tânăr care a terminat facultatea, s-a dat un interviu, un domn trecut prin viață și a început să mă întrebe, tinere, nu te supăra, eu te angajez, dar fiind la cadre aici, vreau să știu pe ce post. L-a văzut că băiatul era destul de plin de el, fie vorba între noi, dacă putem să spunem așa. Zice, păi da, nu se vede în diploma. Acum mai nou, pe diploma de absolvire scrie diplomat inginer. A stat cu 5 minute și omul n-a știut să-i spună specialitatea. Domnilor, ascultați ce vă spun. Nu se poate așa ceva. Și zice, domnule, stai puțin că ai greșit angajatorul. Tu te la Ministerul de Externe, că scrie diplomat inginer. Mă, ta ești diplomat, nu ești inginer acolo. Domnul Vasile, Valentin Popa. Deci, bine mea, domnule, nu vă supărați. Lăsați-mă să vă pun și o întrebare, că nu pot să rab. Nu există o corelație între Ministerul Muncii, vă rog frumos să dați cum să vorbesc, nu există o corelație între Ministerul Muncii și Ministerul Educației. De ce vă spun? Pe mine mă doare sufletul ca și contribuabil, că spuneți dumneavoastră că ați plătit la Bucerul de Stat. Noi, în ferma vegetală lucrez 3 luni de zile, dar m-am întâlnit pe rețelele de magazine cu absolvenți de universități, de la facultate, de la anumite facultăți din țară și aranjează marfa în vitrine. Nu se poate. Eu plătesc taxe pentru un absolvent, pentru un intelectual și el îmi aranjează mie marfa în supermarketuri. Nu se poate așa ceva. Nu are legătură cu ce ați declarat dumneavoastră. Și haideți să vorbeați, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră ați declarat mai înainte că nu se face agricultură performantă. Agricultura performantă o faci cu bani. Da? În primul rând. În primul rând. Nu că nu facem noi agricultură performantă, pentru că nu avem studii. Nu, asta ați declarat dumneavoastră. Lăsați cu taxele și impozitele. Nu, ascultați ce vă spun. Venim acum cu amprenta de carbon. Deci eu iau grâul de aici și cerealele le duc undeva la 4.000 de kilometri
și de acolo vin cu carcasa de porc. Înseamnă consum de combustibil fosil, înseamnă poluare. Păi atunci ce răstare? Hai să dezvoltăm că suntem 27 de țări membre la nivelul Comunității Europene să dezvoltăm aceste ferme vegetale și o fermă zootehnică. Aia înseamnă depozite și trebuie bani. Revenim iar la bani. Vorba discută energie regenerabilă. Domnul Vasile, am și o întrebare. Eu am cerut la nivelul Ministerului nu acum când e domnul Chies, noi mai de acum 2 ani de zile, am cerut un aport pe banii care intră în țară pe fondurile europene, să vedem randamentul acestor bani. Este important lucrul acesta. De ce? Eu vreau să ajut oamenii aceștia, tinerii aceștia. Am un grad de îmbătrânire la nivelul fermelor destul de mare. Am ferme mari care personalul administratorului sunt trecuți de 80-90 de ani. Tot respectul pentru dumneavoastră, au experiență. Dar trebuie să venim cu acești tineri să ia aceste ferme mari și să discut la nivelul fermei de energie regenerabilă. Păi de ce discută panorul fotovoltaic? Haideți că nu mai avem timp, trebuie să ieșim. Bun. Domnul Ghina, dacă îmi permiteți, vedeți că această legătură are treabă și cu fondurile europene, am spus-o mai devreme. Haideți să țină cont și să ne asculte acei care iau deciziile, că nu toți fermierii au studii în agricultură, dar fac agricultură performantă, au investit și au și ei dreptul la fonduri europene. Nu numai aceia care au făcut, au o hârtie și nu au făcut nimic. Da. Bine, dacă s-a înțeles, mulțumesc mult pentru invitație. Îmi cer scuze că n-am putut să intru puțin mai devreme în direct. Dar pe aia intrați în mutat și am fost luat prin surprindere. Am înțeles. Dacă s-a înțeles, spune mesajul și vrem să lucrăm strategic, e un lucru deosebit. România este o țară preponderent agrară și s-a spus totul prin aceasta. Nu ne dezvoltăm prin vânzarea de materii prime. Este o greșeală fenomenală. Bun, haideți că nu mai e timp și sunt convins că și invitații din platou ar vrea să mai spună ceva și tot așa. Am ajuns la final, am mai prelungit cu 2 minute emisiunea tot ca să avem cât de cât poziții din partea tuturor celor prezenți. Mulțumesc invitaților, mulțumesc telespectatorilor, mâine seară tot aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. Sănătate multă, să audim de bine!